Noroc, americanilor, cuși fără cetățenii! Sper că unii din voi s-au așteptat azi să vorbesc despre următoarele amendamente la Constituția SUA, în special cele care au fost adoptate după războiul civil. Dar pentru că ea, Constituția, nu pleacă nicăieri de noi, da? Am decis să amân. Este mult mai important să vorbim despre asigurarea de viață sau life insurance. Mulțumesc Elenei Damaskin pentru sugestii. Înseamnă că acum începe o altă serie de episoade despre asigurări. Life, auto, dental, vision, occupational, etc. În ziua de azi, toți avem asigurări la mașină și la casă, fie homeowners, fie renters. Mulți din cei care lucrează pe track au occupational, deși puțin știu de ce și care e scopul unui asemenea tip de asigurare. Cel mai ignorat tip de asigurare e de viață. Și clar de ce, doar nu ne gândim că mâine, poi mâine sau chiar azi după masă o să ne întâlnim cu Sfântul Pietru, nu-i așa? Oamenilor nu le place să se spună că pot să moară în orice moment. Dar asta nu înseamnă că vom ajunge cu toții la 95 de ani în Bahamas cu un cosmo în mână. Life insurance nu te asigură pe tine, dar abilitatea familiei tale de a se ține pe picioare după ce tu nu mai ești. Oamenii au mașini în credit, casă, datorii și după moarte nimic nu-i iertat. Familiile suferă financiar anume pentru că unul din membrii a decedat, chiar și cel care nu aduce cel mai mare venit. Când am luat asigurarea pe numele meu și a soției, agentul ne-a povestit despre un client care nu i-a luat soției o poliță, pentru că nu s-au gândit că s-ar putea să se întâmple ceva cu ea acasă. Din păcate s-a întâmplat și el a fost nevoit să lase lucru și unica sursă de venit în familie pentru a sta acasă cu copilul. Eventual, a fost nevoit să revină în țara de origine. Cu cât mai devreme ți-ai o poliță de asigurare de viață, cu atât mai ieftin te costă. Evident, modul de viață, de alimentare și ce fel de vicii ai sau nu influențează prețul. Când aplici, agentul te întreabă cât îți valorezi viața. Unii au o cifră de 200-300 de mii de dolari și îți pare că e de ajuns. De fapt, această cifră e foarte mică. Cum să calculezi? Dacă ai sau planifici să-ți cumperi o casă, poftim, 300 de mii datorii. Ai mașini? Aceeași situație. Ai copii care vor merge la universitate? Din ce bani crezi că vor merge dacă unul din părinți nu mai lucrează? La final, după ce au fost achitate toate datoriile, ai vrea ca familia să aibă și un anumit venit cel puțin o perioadă de timp, nu? Să spune că un minim de 500 de mii dolari asigurare e suficient. De exemplu, noi avem 750 de mii și 500 de mii respectiv, pe un termen de 30 de ani. Adică orice s-ar întâmpla, copilul nostru va fi garantat cu un venit și un plan de viață. De ce mulți iau pe termen de 30 de ani? Se spune că în 30 de ani, atât copiii cât și ceilalți membri ai familiei ar trebui deja să fie asigurați cu un oarecare venit. Personal, restul banilor am să-l investesc în IRA și alte tipuri de conturi investiționale pentru pensionare, ca să am și eu din ce trăi. Nu ezita să-ți pui întrebarea, dar dacă mor azi, ce se va întâmpla cu familia mea? Există o mulțime de detalii și tipuri de asigurări de viață care le poți discuta cu agenții. Fii pregătit pentru o mulțime de întrebări, dar ai răbdare, pentru că fiecare detaliu contează atunci când e vorba de viață, de moarte și de datorii. Punem like pe Facebook, follow pe Instagram și subscribe pe YouTube. Și nu uităm că aici toți suntem americani, cu sau fără cetățenie.